Adrian Severin rupe tăcerea. Mesaj dulce către ministrul Justiției sublinierei guvern. Într-o zi, toți vor răspunde, să nu se îndoiască. Fostul europarlamentar Adrian Severin a venit cu afirmații subliniere ocante în emisiunea lui Victor Ciutacu. Severin susține ce distrugerea controlată a partidelor importante de pe scena politică românească datează de ani buni, planul fiind susținut, spune el, din interiorul CERI. Eu cred că lucrurile erau subliniere tiute de mult vreme. Despre ce vorbim? Vorbi despre o acțiune de distrugere a partidelor politice din România. Distrugerea României s-a făcut în general la sprijin din interior. Diversele instituții sublinierei componente au fost distruse cu larg sprijin din interior. Un partid se construie subliniere te de jos în sus, de la organizațiile locale. Ori un partid, sublinierei nu e vorba numai de PSD, asemenea partide, cu rădăcini în populație, sunt partide naționale, nu naționaliste, care nu pot fi controlate. Populația controlează conducerea partidului, nu invers. În condițiile în care se dorea anihilarea democrației reale în România, trebuiau distruse sublinierei partidele politice. Prin cine? Prin liderii lor, aceia care nu au urcat pe scara partidului, ci au venit pe co-sublinierea casei, nu de jos. Din păcate s-a întâmplat asta mult la PSD sublinierei o seamă de oameni, ca cei de la Cluj, pe care nu îi cunosc sublinierea nimeni până nu au venit ca lideri. Domnul Ponta nu îl cunosc sublinierea nimeni în partid până nu a venit ca lider. Când a apărut, a apărut direct ca lider al tineretului, a susținut Adrian Severin într-o intervenție telefonică la România TV. Fostul europarlamentar are în subliniere un mesaj dur pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, sublinierei pentru guvern. Sunt pline închisorile de deținuți politici, de oameni care nu au încălcat nicio lege, sublinierei care stau acolo pentru abuz în serviciu pentru ce guvernul sublinierei legislativul nu impun măsurile dictate de CCR. Una întrebare retoric. Cum poate dormi lin subliniere tit ministrul Justiției sublinierei liderii politici când subliniere tii ucezac oameni în închisoare? Într-o zi, toți vor răspunde pentru asta, să nu se îndoiască. Indiferent pe ce cale va veni pedeapsa? Eu nu spun asta ca răzbunare. A completat Severin.